Sunt aproape 3 ani de când una dintre fântânile publice din Drobeta Turnu Severin a devenit nefuncțională fără ca autoritățile să le explice oamenilor din ce motiv. Nu va dura mai mult de 2 luni de zile până când la Drobeta Turnu Severin se va instala canicula. Ne întrebăm așadar oare de ce unele fântâni nu funcționează, așa cum este și acest caz. Aceeași întrebare și-au pus-o și severinenii care ne-au sesizat această problemă la redacția de știri. Văd că se lucrează în spatele fântânilor CFR de la intrarea dinspre Timișoara. Să fie totuși interes pentru a se repune în funcțiune această sursă de apă care a potolit setea a mii de severineni, mă gândesc că se poate face ceva acum când o masă imensă de pământ a fost dislocată în spatele fântânilor. S-au înșelat amarnic cei care au crezut că săpăturile din zonă se execută pentru repornirea fântânii. De fapt, acolo se ridică un hotel. Fântâna a fost secată intenționat. Era o pânză freatică, nepotabilă, care se scurgea dincolo de fântână și chiar inunda bulevardul Carol. O altă problemă sesizată de telespectatori o găsim pe strada Traian. Aici, pe o bună bucată de stradă, nu există niciun marcaj pietonal. Problema de pe strada Traian este comentată și de oamenii care locuiesc în zonă. Ăștia n-au mai făcut nimic ca ce trecere de pietoni. Și au făcut stresile pentru ei, domnișoară. Pe cuvânt de onoare, scurt vă spun, astea sunt străzi făcute, nu vedeți, copăcei, cea mai mare catering. Păi nu mai trecem, trecem subteran, înțelegeți? Deci nu ne trebuie trecere de pietoni, doar n-au făcut străzile pentru trecerea de pietoni. Au dat repede cu ceva asfalt, dă-i că merge ce nu. Și nici vopseaua, vă dați seama, e foarte scumpă. De fapt, se pare că primăria are un singur utilaj cu ajutorul căruia muncitorii trasează marcaje stradale, iar echipajul trebuie să vopsească toate marcajele străzilor din municipiu. Vreau să vă informez că avem o singură mașină de marcaje și o singură echipă de marcatori. În orice caz, până în toamnă, deși am dorit mai repede până în vară, tot orașul va avea marcajele longitudinale și marcajele transversale. Dacă și dumneavoastră doriți să faceți cunoscute probleme asemănătoare ale orașului ori ale zonei în care locuiți, ne puteți sesiza la numărul de telefon 0252 320 320 sau printr-un e-mail la știri@televiziunea-severin.ro.